Lupul a rămas un animal de temut pentru localnicii din zonele de munte. Puțini mai știu acum că sălbăticiunea avea propriile sărbători în calendarul țăranilor, zile pline de gesturi menite să țină fiarele departe de gospodării. Se crede că filipii de toamnă sunt un fel de stăpâni ai lupilor și de mult în satele din Apuseni existau nenumărate restricții în aceste zile. Ca etnolog se cunoaște că între 11 și 25 noiembrie sunt așa numitele în popor zile ale lupilor, filipii de toamnă, pentru că acum încep împerecherile la lupi. Într-o zi, bătu la crușa geamului un lup și-o pli. Dar cu cel n-a avut spurcatul pentru a-l însuflețe. Dumnezeu cu mila sfântă lupului dege suflare și vreo câțiva câini la trară când așchele înviară. Peci în luni, câini și lupcii, dar negri în șeruburii, pe satanul în colțură, tocmai în muda măgurii. Când zoagii bobocează, când bălțele sunt sfințâcea, drașii nu se pot ascunde din gurile hamesice. Lupcilor să liță-i zua, din ai mulge pacimit, că bestele fără suflet stau nopțile la pânjit. Dar noroc că sunt filipii, și-ai de toamnă și de iarnă, ne apără de urgia animalilor de pradă. Cornelia Niaga este poet popular și pune în versuri fărâme din viața satului ei din comuna Ribița. Este una dintre femeile care au prins vremurile în care nimeni nu îndrăznea să încalce tradițiile. În Apuseni, oamenii trăiau din minerit, dar și din creșterea animalelor, așa că zilele lupilor erau păstrate atent și ținute mai ales de către femeile din case. Când era mai mică, buna mea, să vezi numai cum mă lua la rost, că mă vedea că, cum ar fi zilele astea, începând după 10 noiembrie, mă vedea că mă perii. Zicea, fată, să nu pui mâna pe ceaptă, că ce mâncă lupce dacă ci perii. Ba, câciodată zicea să ne facă plașince, zicea, cum să pun mâna pe sâtă, mai fată, că nu-i bine. Zice că acum vin zilele lupcilor și zice, nu avem voie să umblăm, zice, nici cu sâta, nici cu ceaptă, nu. Zice, mai bine ce duci și lipești cuptoriu. Că dacă lipim cuptoriu acum, noi, zice, încleștăm cu leciul cu care lipim acolo, încleștăm și gura lupcilor. Restricțiile erau menite să țină deoparte lupii de gospodăriile oamenilor. Era felul țăranilor de atunci să nu supere sălbăticiunile. De altfel, calendarul popular este plin de zeități mai mici sau mai mari, mai blânde sau mai înfricoșătoare, care domneau în satul de altădată. Muzeografii spun că lupul a fost un animal important pentru neam încă de pe vremea dacilor. Dacă ne întoarcem mai mult în timp, lupul era considerat un animal benefic, un totem al dacilor noștri, ca fiară, ca animal plin de inteligență, vitejie, feroce, puternic în luptă. Așa era văzut de către străbunii noștri. Iar mai încoace, da, femeile erau cele care protejau casa, gospodăria, care
practicau diverse ritualuri de protecție, de aceea ele lipiau cuptorul, încleștau dinții pieptenilor, legau foarfecele sau nu foloseau piaptănul pentru ca gospodăria să nu fie atacată de fiare. În plin secol 21, puțini sunt cei care mai respectă străvechile interdicții, dar chiar și acum, gospodinele știu că nu e bine să lucrezi în aceste zile. Atunci veneau, vedeam acolo, vedeam, se plimbau primăvara în special. Mai se ține sărbătoare, că nu se muncește. Dar așa tradiții au fi fost mai de mult cu usturoiul, cu... Dar acum noi mai, ăștia mai, generația mai nouă nu prea mai... Satele din Țara Zarandului și Munții Apuseni păstrează încă aceste tradiții. Etnologii cred că ele ar putea fi folosite pentru a atrage turiști către aceste ținuturi pline încă de mister.